Aș vrea să vă atrag atenția în seara aceasta asupra rugăciunii Tatăl nostru din Atei 6 și la versetul 10, Domnul Isus i-a învățat pe ucenici să spună în rugăciune: Facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Să se facă voia lui Dumnezeu, precum în cer așa și pe pământ. Indiscutabil, în ceruri se face voia lui Dumnezeu, dar noi trăim pe pământ, nu-i așa? Știți care este diferența esențială între creștin și păgân, între religia creștină și religiile păgâne? Credinciosul caută să facă voia lui Dumnezeu, pe când păgânii vor să-l determine pe Dumnezeu să facă voia lor. Știți că există mult păgânism în rugăciunile noastre, când încercăm să forțăm mâna lui Dumnezeu să facă voia noastră. În momentul în care noi vrem să facă Dumnezeu cum vrem noi, ieșim din sfera creștinismului și intrăm în păgânism. Domnul Iisus nu numai că ne-a învățat să ne rugăm pentru voia lui Dumnezeu, dar El a trăit această stare. Înainte de crucificare, știți cum s-a rugat? Doamne, eu asta aș vrea, aș prefera să scap de paharul care urmează, dar nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu, nu voia mea să se facă, ci voia ta. De fapt, în toate predicile sale, el a amintit de foarte multe ori că el n-a venit să facă voia lui, ci voia tatălui. Important nu era ce dorea el, ci ce dorește tatăl. Maturitatea noastră în credință este tocmai acest abandon al nostru în voia lui Dumnezeu. A să, să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă, de fapt, maturitatea noastră în credință, maturitatea noastră spirituală. Așa cum ați auzit deja din Romani 12 cu 2, voia aceasta lui Dumnezeu este plăcută, bună și desăvârșită. Ar trebui să găsim în ea bunătate, să ne placă și apoi să vedem desăvârșirea Vieții noastre în voia lui Dumnezeu. Aș vrea să vă dau un citat dintr-un sfânt. E catolic, da? Și catolicii au sfinți buni. Îl cheamă De Pipo Corigliano. Iată ce a spus omul ăsta. Zice, de tânăr am avut tendința să mă rog lui Dumnezeu pentru a mă ajuta în probleme personale. Apoi am început să mă rog pentru a mă ajuta. Să-i slujesc ca și cum treaba mea ar fi fost de a-l ajuta pe Dumnezeu prin apostolatul meu, prin scris, prin studii. Nu am fost conștient în mod explicit, dar credeam că era necesar, ca să spunem așa, să dau o mână de ajutor Tatălui Veșnic. Poate că nu sunt sigurul, singurul cu astfel de atitudine. Fără intervenția mea, Dumnezeu era în necaz, avea, avea probleme. Este de-a dreptul caragios. Acum îmi este clar că trebuie să-l las să facă totul, iar mie îmi rămâne un singur lucru, să înțeleg voia lui. Facă-se voia ta, fiat voluntas tuas, din limba latină. Iată maturitatea unui om. În tinerețe, spune el, am vrut ca Dumnezeu să facă voia mea. De pe urmă am crezut că eu îi dau o mână de ajutor Domnului în lucrarea Domnului, nu? Și în finalul vieții, spuneam, mi-am dat seama că, de fapt, lucrurile sunt mult mai simple. Îmi rămâne un singur lucru de făcut. Facă-se voia ta, să mă aflu în voia lui Dumnezeu. Este interesant că în Roman, capitolul 8, versetul 27, Apostolul Pavel spune că până și Duhul Sfânt mijlocește pentru Sfinți conform voii lui Dumnezeu. Știți asta? Și când un Sfânt mijlocește pentru noi, înaintea lui Dumnezeu, tot după voia lui Dumnezeu, cere ceea ce cere de la Domnul pentru noi. Îmi place foarte mult un verset din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 17, care spune așa, și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac. Wow! Toată lumea va dispare, va trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac. Vă dați seama ce importanță o are voia lui Dumnezeu în viața noastră? Cred că ar trebui să învățăm câteva lucruri fundamentale. În primul rând, caută să cunoști voia lui Dumnezeu. Caută să cunoști voia lui Dumnezeu. Este primul lucru pe care îl învățăm. Iacob 1, 5 la 8. Dacă vreunul din voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât, nestatornic în toate căile sale. Sunt vremuri când avem nevoie să cunoaștem uh, voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu o putem cunoaște prin înțelepciunea care o primim de la Dumnezeu. Avem nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu să înțelegem voia Lui. Uh, avem procese decizionale în viață, când avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Trebuie să luăm uh, hotărâri uneori dramatice. Ne aflăm la mari intersecții. Ce facem? Și avem nevoie să știm voia lui Dumnezeu. Dacă noi ne uităm în urmă, fiecare dintre noi, când am avut pierderi, când am avut insuccese, când s-au întâmplat lucruri neplăcute în viața noastră, vă garantez că fiecare vom găsi o explicație. Explicația că nu am căutat voia lui Dumnezeu în intersecția respectivă și am luat-o noi de capul nostru. O întâmplare din viața mea. Au venit niște uh, străini cu Biblii. Eram în Oradea. Au venit niște străini cu Biblii și am aranjat cu ei uh, cum să facem schimbul de bagaje. Ei aveau un van și trebuia să pună toate în mașină la mine în câteva secunde și ei se plece și eu să rămân cu Bibliile dacă m-aș fi rugat Domnului să-mi dea lumină în momentele acelea, cred că altfel s ar fi întâmplat lucrurile. Dar să vedeți ce s-a întâmplat. M-am gândit eu că un lucru foarte bun ar fi să stabilesc un loc de schimbat bagajele undeva pe dealul viilor, la Oradea, cum te duci la Săbolciu sau nu știu ce localități sunt pe acolo de la spitalul județean în sus. Și instrucțiunile alea erau simple. Domnule, veniți după mine, când opresc eu, trageți veanul lângă mine, eu deschid ușile la mașină, por bagajul și bibliile și voi vă întoarceți înapoi și plecați spre Borș. Trebuia să iasă din țară. Toate bune și frumoase, dar când am ieșit afară din oraș spre vii, doi milițieni făceau control la toate mașinile care intrau în oraș. Oamenii se duceau la vie și furau piersici de la Goldstadt și alte legume și fructe de, de, la, de pe deal și controla poliția pe toți. Am trecut, că pe, cu noi nu aveau treabă, că noi plecam invers. Noi plecam spre vii și nu, veneam înapoi spre oraș. Într-un loc așa mai întunecos, era spre seară, am oprit mi-au pus niște saci cu Biblie, nu mi-am imaginat cât de multe sunt. Nu mai vedeam în spate, așa mulți saci erau pe scaunul din spate, por plin și vreo doi saci în locul pasagerului. Um le-am spus, vă întoarceți înapoi, dacă poliția zice ceva, you don't speak Romanian, nu vorbiți românește, vorbiți engleză, ăia polițiști și așa nu știu nici română bine, așa. Nu mă spuneți borș, borș, eu să vă lasă să, să plecați. Nu știu ce s-a întâmplat, probabil le au lăsat și au plecat. Dar acum eu trebuia să mă întorc cu mașina plină pe la milicieni. Ce mă fac? Iar în un asemenea moment, cred că cel mai bine fi să te oprești, să te roci, să spune Domnul ce ai de făcut, nu o, să o iei tău de capul tău. Am hotărât eu că o să găsesc un drum așa să ies cumva de pe dealul viilor. Și am, am nimerit într-o pădure, cum am ieșit afară, din, de pe, am nimerit într-o pădure și cam la mijlocul pădurii, a, a, drumul se bifurcă, stânga-dreapta, unde mă duc? Eu sunt pocăit, eu de dreapta. Au luat-o pe dreapta. <laughs> cum, cum, am plecat de la intersecție, drumul a început să urce, un drum de la de pădure, noroios, îngust. Când eram pe la jumătatea pantei, cum urcam cu mașina, au apărut două faruri așa mari. Aoleu, ce mă fac acum? S-a apropiat, era un autobuz. Bineînțeles că eram ca și capra pe, pe punte, nu caprele pe punte, ce să fac, am dat înapoi, că era eram mai mic, nu? Am dat înapoi, emoționat, agitat, cum eram, am dat cu spatele direct în șanț și acolo am rămas și nu am mai putut mișca deloc. Eram transpirat, eram terminat, mă vedeam legat, ce, ce să vă mai spun, prin ce stări emoționale am trecut. Autobusul s-a oprit, și pasagerii din autobuz au ieșit afară, unul după altul, să vadă ce se întâmplă, că nu mai puteau trece de mine. Eu, eu îmi blocasem complet drumul. Uh, spre surprinderea mea, majoritatea de ei erau oameni de pe șantierul meu. Hei, domn șef, ce faci aici? <laughs> Noaptea, cu mașina în șanț. Nu? Ce s-a întâmplat a fost ziua constructorilor și în, după masa aceea, un inginer de pe șantier a adunat pe acești muncitori să, să curățe pădurea unde au ținut ăștia chermezele. Și au curățat băieții și s-au îmbătat bine de tot și acum venea morți de beți acasă. Și hai, domnul, să-l ajutăm pe domnul șef să, să iasă din, din șanț. S-au dus să ia mașina de la por bagaj și n-au putut să o ridice, că Biblia, era, Biblia e grea, o carte foarte grea. Nici unul nu m-a întrebat, ce e aici, domnule, plumb? Puteau să deschide la Dacia, apăsaie butonul să deschidea portbagajul, nu? N-au deschis portbagajul deloc. Atunci a zis, hai să încercăm de la motor. S-au dus de la motor și motorul l-au ridicat. L-au ridicat și m-au întors pur și simplu invers, m-au împins, salut, domn șef, noapte bună, mulți ani băieți. Am scăpat. Știți ce Credința am primit în momentul ăla, da, Doamne, dacă tu m-ai scos pe mine din șanțul ăsta, în mijlocul pădurii, și nu m-a întrebat nimeni nimic ce am geantă, nu mă mai tem de nicio poliție, de nicio miliție. M-am întors înapoi curajos că am să trec și prin filtru de miliție. Cât timp eu am stat în șanț, miliția ne-a plecat acasă. Nu am avut treabă absolut cu nimeni, n-am venit acasă și am adus. De fapt, a fost una dintre experiențele unice în viața mea în acest domeniu. Ajungem la asemenea intersecții și uneori mintea noastră zice, iau la dreapta, că noi suntem de dreapta, noi suntem de stânga și dai de șansă. Avem nevoie de călăuzire din partea lui Dumnezeu la intersecțiile vieții. Uneori ni se pare excelent, ideea e foarte bună, calculele spun. Perfect. Și când colo iese rău, pentru că nu întrebăm de Domnul. Ne lăsăm călăuziți de mintea noastră și nu de Duhul lui Dumnezeu. Apoi ar trebui să cunoaștem Voia lui Dumnezeu și am să vă dau acum, practic, câteva soluții cum să cunoaștem Voia lui Dumnezeu în mod specific. Te afli la o asemenea intersecție, știi că există două posibilități, sau mai multe uneori. Ce faci? Numărul 1, caută în Scriptură oameni și situații similare cu problema ta. Începe să citești Scriptura, să vezi ce au, ce au făcut oameni care au trecut pe aici. Dacă nu găsești în Scriptură oameni și situații similare cu situația ta de la care poți să înveți, poți să mergi mai departe, roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea călăuzirea Duhului Sfânt. Prima dată du-te la Scriptură. Du-te la Scriptură. Cineva a spus că atâta timp cât ai Scriptura închisă, Dumnezeu nu-ți vorbește. Deschide Scriptura. Deschide prima dată Scriptura. Dacă nu găsești în Scriptură, situații similare și sfaturi care să-ți ducă lumină în situația în care te afli tu, atunci roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea călăuzirea Duhului Sfânt. Fii atent în următoarele zile la mesajele din partea lui Dumnezeu. Fii atent la vedenii, la vise, la profeții. Dumnezeu îți va vorbi într-un fel sau altul. Va trimite Dumnezeu pe cineva să-ți dea soluția pentru pentru situația în care tu te găsești. Fii sensibil acum la vocea Duhului Sfânt. Nu-L obliga pe Duhul Sfânt să vorbească numai cum vrei tu. Pentru că spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Necazul este că oamenii nu toți ascultă și înțeleg și vor să primească sfatul acesta din partea lui Dumnezeu. Apoi, numărul patru, consultă-te cu oamenii lui Dumnezeu cu amplă experiență. Oameni care, de-a lungul anilor, au reușit să învețe să distingă vocea lui Dumnezeu. Eu personal cred că darurile Duhului Sfânt sunt la dispoziția tuturor credincioșilor care sunt botezați cu Duhul Sfânt. Dar noi nu ne dezvoltăm capacitatea să auzim vocea lui Dumnezeu. O confundăm cu alte voci. O confundăm cu gândirea noastră, cu opiniile noastre. Sau opiniile noastre sunt mai importante decât opiniile Lui Dumnezeu. Știți că atunci când vine Dumnezeu, nu neapărat sunt tunete și fulgere, nu? Este și un susur blând. O voce subțire, calmă. Noi suntem obișnuiți cu larma asta din jur, ni se pare că numai cine strigă tare <gântu -i> e de la Domnul. Consultă-te cu oameni care au învățat să audă vocea lui Dumnezeu, au învățat să distingă cercetarea lui Dumnezeu și vei învăța de la ei. Apoi, dacă ai o anumită iluminare personală, verifică această iluminare personală cu Scriptura și cu alți oameni al lui Dumnezeu. Nu te grăbi, imediat să tragi o concluzie. O, așa este, slavă Domnului, pe aici, la dreapta trebuie să mă duc. Mai uite-te odată în Scriptură și mai vorbește și cu alții să vezi ce spun. Apoi, nu numai că trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu, dar trebuie să ne supunem voii lui Dumnezeu. Trebuie să ascultăm de voia lui Dumnezeu. De cazul nostru este nu numai că nu încercăm să aflăm voia lui Dumnezeu, dar nu ne supunem ei nu vrem să ascultăm de ea. Avem noi opiniile noastre? Știți că în Luca 22, la versetul 42, unde este descrisă rugăciunea Domnului Iisus Hristos din înghețiman, el spune așa, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Voia ta este important să se facă. În asta vedem că Domnul este hotărât să asculte de voia Tatălui, să se supună la voia lui Dumnezeu. Așa cum spuneam înainte, nu este suficient să cunoști voia lui Dumnezeu, trebuie să te supui ei. Sunt oameni care știu foarte bine voia lui Dumnezeu, dar nu fac ce spune Domnul. Nu fac. Nu vor să asculte de ea. Știu foarte bine și nu vor să asculte când spunem facă-se voia ta, implicit spunem înseamnă, asta înseamnă nu voia mea, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Noi știți cum ne rugăm? Doamne, facă-se voia ta, dar mărie să fie a mea, nu? Să se facă așa cum vreau eu, nu cum zici tu. Mai ales când e vorba de probleme sentimentale, de ce iubim noi, de ce ne place nouă. Fii pregătit ca Dumnezeu să spună și nu la voia ta, nu? Și să accepti refuzul acesta lui Dumnezeu. Dumnezeu este împăratul împărăției, unde se face voia lui. Este foarte clar. Acum, noi care trăim în democrație, vorba aceea, nu mai știm mare lucru despre împărați, nu? despre regi. Primul rege care l-am întâlnit în viața mea a fost regele Mihai. A venit la Chicago, nu, a scos numai câteva cuvinte foarte aproape, că nu vorbea cu nimeni. Nu? Am dat mâna cu el, am stat la masă cu el, l-am dus la un von, la un vonul bisericii. Imaginea mea despre împărat nu s-a schimbat cu nimica, pentru că nu trăiesc într-o împărăție în care să ascult de voia unui împărat, nu? Dacă voiam să-l privesc pe regele ăsta bine, dacă nu, îl trimiteam la plimbare. Nu? Făceam voia mea, nu voia lui. Ei, dacă aș fi trăit acum vreo două, 300 de ani, nu? În timpul marilor împărați, mă costa capul, mă scurta de un cap împăratul dacă nu, mă purtam cum trebuie, nu-i așa? Ei, Dumnezeu este împăratul împărăției în care noi ne aflăm și în această împărăție se face voia lui Dumnezeu, nu voia noastră. Și lucrul ăsta trebuie să, știe, să știm foarte clar. Dumnezeu cere supunere de la noi. Trebuie să o cunoaștem, dar să ascultăm de această voie și să ne supunem lui Dumnezeu. În al treilea rând, Rugăciunile noastre ar trebui să fie conform voie lui Dumnezeu. Cere de la Dumnezeu conform voie sale. Iată ce spune unul Ioan, capitolul 5, versetele 14 la 15. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Ați observat? Dacă cerem ceva după voia lui, asta înseamnă cunoaște-o și supune-te acestei voi. Și apoi cere conform voiei lui Dumnezeu. În primul rând, aici spun, Domnul ne cere să avem îndrăzneală în rugăciunile noastre, îndrăzneală. Îndrăzneala pe care o avem la El, spunea cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să avem îndrăzneală când venim la Dumnezeu să cerem după voia lui. Îndrăzneala nu înseamnă tupeu, ci înseamnă încredere totală. Îndrăzneala se bazează pe relația de tată și fiu. Avem îndrăzneală la tată, avem îndrăzneală la părinți, pentru că știu că ne iubesc. Îndrăzneala are la bază cunoașterea Voiei lui Dumnezeu. Și apoi curajul vine din cunoașterea voiei lui Dumnezeu și a voiei sale. Când cunoști voia lui Dumnezeu, atunci ai curaj și în cele mai dificile momente ale vieții tale, te încrezi în Domnul, te bizui pe dragostea Lui și pe cunoașterea voiei sale. Cererile noastre ar trebui să fie făcute prin credință, spune Sfânta Scriptură, credință Că am intrat deja în posesia lucrurilor cerute pentru că aceste lucruri cerute sunt după voia lui Dumnezeu. Atunci deja suntem posesorii lucrurilor pe care noi le am cerut. Ultimul lucru care vreau să-l menționez este că voia lui Dumnezeu ar trebui să se facă pe pământ așa cum se face în ceruri. Asta o cerem. De fapt asta o cerem în rugăciunea tatăl nostru. Ar trebui să revizuim lista cererilor noastre, lista rugăciunilor noastre. Urmăresc ele voia lui Dumnezeu sau nu? Sunt ele după voia lui Dumnezeu sau nu? Unii ne rugăm să fim mai bogați, să fim mai deștepți, să fim mai înfrunte, să fim cine știe cum. Nu-i rău să vrei lucruri bune. Nu-i rău. Dar e rău când ele nu sunt după voia lui Dumnezeu, când Dumnezeu are ceva mai bun pentru tine. Ar trebui să ne revizuim. Urmărim noi oare extinderea împărăției lui Dumnezeu? Știți că voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să vină la mântuire și să-L cunoască pe Domnul? Mai există loc pe lista rugăciunilor noastre pentru cei nemântuiți? Pentru misionari, pentru evangeliști, pentru predicatori, se minte o întâmplare din experiența mea de păstor. Am prus ca biserica să se roage bine, pentru mine, ca Domnul să-mi dea un mesaj pentru biserică în, în, seara respectivă. Și cineva care nu mă iubea deloc și mă îndoiesc că îl iubea pe Domnul, a zis, uite, Domnule, ce tupeu la asta. Adică, Domnule, cum? Eu să mă rog ăsta să predice mai bine? Asta-i culme, o brăznicie. Nu? Vă dați seama, nu? Ia, pentru că dacă eu predicam bine, probabil era în defavoarea ei. Că... Vă dați seama ce minte tulbură și încurcată a unui oameni care, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Da, și Apostolul Pavel zicea, rugați-vă pentru mine să-mi se dea ușă de cuvânt, nu? să am oportunitate să fiu inspirat în predica, în predica Evangheliei. Este voia lui Dumnezeu, nu? Ur urmărim noi oare binele altora? în urma intervențiilor lui Dumnezeu. Mă bucur că încă ne rugăm pentru bolnavi, ne rugăm pentru văduve, pentru orfani, pentru oamenii neajutorați, ne rugăm pentru familia Bodnariu, mergem în stradă pentru ei, pentru că este voia lui Dumnezeu să fim alături de cel care este în suferință. Este în necaz, este voia lui Dumnezeu asta. Urmărim dreptatea și bunăstarea socială. Știți că trebuie să ne rugăm pentru conducători și pentru lideri, nu? Ia, v-ați rugat pentru Obama. Când v-ați rugat ultima dată pentru Obama? Mâna sus. <gântu -i> Doamne ferește, nu? Ba, eu ziceam, să vă rugați, eu m-am rugat pentru Ceaușescu și ziceam, Doamne, schimbă sau schimbă -l. Nu? Cred că asta trebuie să ne rugăm și noi pentru Obama. Doamne, schimbă sau schimbă -l. Nu? Ori schimb inima și devine fratele nostru în Hristos, nu? Ori să-l schimbe Domnul de acolo unde se găsește. Dacă urmărim bunăstarea socială, ne rugăm pentru conducători și pentru cei care dau legile. Ne rugăm pentru cei nedreptățiți, persecutați, exploatați. Ne rugăm pentru oamenii aceștia. Ar trebui să comunicăm voia lui Dumnezeu și altora. După ce am aflat voia lui Dumnezeu, după ce ascultăm de voia lui Dumnezeu, nu? După ce împlinim voia lui Dumnezeu, trebuie să o comunicăm și altora, să spunem și altora care este voia lui Dumnezeu. Cea mai bună comunicare a voiei lui Dumnezeu este să trăim voia lui Dumnezeu, când o trăiești. Nu neapărat cuvinte, ci viață. Și ar trebui să însoțim rugăciunea cu acțiunea. Încă o dată spun ceea ce am mai spus și înainte, noi trăim în confortul. Bisericilor noastre locale, aer condiționat, bănci tapițate, toți suntem prieteni, toți ne zâmbim, ne place unul de altul și spunem amin la frații care predică. Cântăm împreună, e super aici. Și atunci când vine cineva și spune, haide, domnule, să ieșim în stradă să-l apărăm pe ăla, i-au răpit copiii, credeți-mă, am, am, trăit așa niște momente de, de furie sfântă pe niște fraze noștri care la începutul acestei lupte, așa, nici nu voiau să audă ce de stradă. Deci prima mea reacție când am auzit de familia Bodnariu a fost să ieșim în stradă. Am apelat la toți frații din București să se adune în fața ambasadei Norvegiei. Imediat am fost atacat în lumea virtuală, o serie de frați care spuneau: Ce, domnule, noi ne rugăm, aia nu e deloc, pocăiți în stradă, nu există așa ceva, domnule. Când m-am legat de liderii cultelor religioase din România, că nu spun nimica, nu fac nimica pentru familia asta, cineva a venit cu, cu ideea că ăștia nu vor să-și consume capitalul de încredere, ok? Așa? Mijlocind pentru om aflat în necaz. Wow! Capital de încredere. Știți când un lider religios își construiește și își ridică capitalul de încredere? Când iese afară din biroul lui, când își lasă geanta diplomat deoparte și se duce să-l apere pe cel căruia i-a răpit copiii cineva. Atunci își zidește capitalul de încredere. Okay? Am dreptate sau nu am? Atâta timp când stă în birou, când trimite circulare și când așa stă în zona lui de confort, își pierde capitalul de încredere și în fața oamenilor, dar mai ales în fața Domnului, dar mai ales în fața lui Dumnezeu. Este nevoie să ne rugăm, dar în același timp trebuie să acționăm. Nu mai putem trăi în ghetoul bisericii noastre, între zidurile noastre, în comoditatea în care noi ne aflăm. E o lume foarte periculoasă când ieșim afară. Ăia nu zic amin la predicile noastre, ei ne huiduiesc. Când am ieșit în, în România, imediat după Revoluție, am fost împreună cu Doru, era grupul Elim, din Chicago, n-avea nimic de face cu alte Elim. Așa, ne-am dus... În, în România, într-un turneu, cred că am fost în vreo 11 localități, dacă mai țin minte bine, stadioane, case de cultură, tot ce am găsit noi disponibil în perioada aceea. Am încheiat pe sfârșitul turneului, așa prin România, am început din Oradea și am ajuns prin Oltenia, pe la Brașov, prin Moldova și ne-am întors pe la satul mare și Baia Mare. La Baia Mare, Babi, care era cu noi, era adolescent pe atunci, el avea o misiune. Oriunde ajungeam, aveam un pachet așa mare cu tractate biblice, cu broșuri, să ducea pe stradă și dădea la oameni și îi invitau să vină cu noi. A venit babi săracul la mine, la Baia Mare, cred că a dat peste niște oșeni din aia care au dat cu șpirul, cum ziceau ei, așa, i-au tras niște în astea, ăsta n-am mai auzit înjurături românești până, până atunci, nu? I-au tras niște înjurături, a venit speriat la mine cum l-au tratat oamenii aceia. Și zicea, tate, dar eu am vrut să le fac bine la oameni, să le spun despre Domnul Isus. Sigur că da, dar oamenii te înjură când te duci la ei, nu? Noi ne groază să ieșim în, în, în stradă cu Evanghelia. Am citit comentariul cuiva care spunea, cred că am să reabilitez ideea mea despre fanfara după ce am citit chestia asta, că până acum eram furios pe ăștia de număr, Că am, am zis la un moment dat că la mormântarea mea, dacă suflă vreunul vreo vreun, trâmbiță, am să mă ridic de acolo și o să pățească ceva cu mine. <laughs> yeah. uh, dar acum, acum mi-au plăcut copiii ăștia, au fost formidabili, au fost extraordinari. Uh, Fanfara cu cântările noastre a răsunat în downtown, în pre blocurile alea mari, în Chicago, în Seattle, în Portland, în Phoenix, în Detroit, peste tot au a sunat cântările Domnului, și e, fanfara asta a făcut mai mare e, serviciu, să zic, Evanghelie ca oricând. Nu? În biserică ne mai ajută să păcătuim nu? când cântă e, e, și, și cum cântă uneori, nu? dar acolo, păiția aceea a fost absolut extraordinară. Eu am stat în spatele lor. Și acolo în spate erau aia cu basurile, cu tubele alea mari. Unul săracul nu o mai putea duce. Tot ne -o mai da să mai cărăm noi, noi popii mai căram câte una. Pentru, nu, nu, mai putea să o țină în mână. Atât de, grea, de greu era instrumentul acela. E bine, trebuie să ieșim în stradă cu Evanghelia. Dacă noi toți stăm în clădirile noastre să vină ăia la noi, asta e înțelepciune, la Creangă, la Creangă, care scria despre țăranul ăla care aștepta să urce vaca în pod să mănânce fânul. Asta, exact înțelepciune de aia e asta. Okay? Ar trebui să ne ducem noi la ei, că Domnul asta a spus, nu a poruncit lumii să se ducă la biserică, ci a poruncit bisericii să se ducă în lume cu Evanghelia. Un prieten de -a meu din Oradea acum scria pe Facebook foarte supărat pe Orădeni. Zice, vreau să mă opresc aici să nu zic cuvinte mai grele, că era foarte furios pe pe Orăden. Zice, au scăpat o ocazie de aur. Să mai iasă dată în stradă cu Evanghelia. Să mai predice odată în centrul orașului. Nu? Doamne se a trebuit de acum încolo să facem protest după protest, să inventăm proteste, dacă, dacă, dacă nu e ceva de protestat, să putem ieși în oraș, domnule. Să ieșim în oraș cu Evanghelia, să predicăm Evanghelia în oraș să cântăm în mijlocul oamenilor. Să mai facem câte un marș prin oraș. Ar trebui, pentru că voia lui Dumnezeu este mântuirea oamenilor. Vrem să facem voia lui Dumnezeu? Trebuie să ne ducem cu Evanghelia la ei. Indiscutabil. Trebuie să ne rugăm, dar trebuie să împlătim rugăciunea cu acțiunea. În concluzie, câteva lucruri scurte. Numărul 1. Împărăția lui Dumnezeu este spațiul unde se face voia Sa. Asta este definiția împărăției lui Dumnezeu. Unde se face voia lui Dumnezeu, deja este împărăția lui Dumnezeu. A venit împărăția lui Dumnezeu. Dacă în seara asta ți deschis inima, să se facă voia lui Dumnezeu în inima ta, ai intrat în împărăția Domnului în inima ta. Ai devenit parte din spațiul care se numește împărăția lui Dumnezeu. Nu poate fi nimic mai simplu. Numărul 2. Rugăciunea extinderii împărăției Domnului, divine, împărăției divine pe pământ. Trebuie să începem să ne rugăm în așa fel ca această împărăție să se extindă pe pământ, să se extindă în jurul nostru, între oamenii din jurul nostru. Rugăciunea trebuie să aibă, aceasta, să aibă acest subiect. Trei. Preocuparea esențială a creștinului trebuie să fie extinderea împărăției lui Dumnezeu. Noi suntem preocupați să ne bogățim, suntem preocupați de sănătate, suntem preocupați de concedii, suntem preocupați de educație, de educația copiilor, de tot felul de lucruri. Preocupați cum să ne plătim morghiciu, cum să plătim morghiciu la biserică, de tot felul de lucruri, dar nu suntem preocupați de extinderea Împărăției Lui Dumnezeu. Eu cred că noi ducem lipsă de aprovizionare divină pentru că nu lucrăm la extinderea Împărăției Lui Dumnezeu. Când lucrăm la extinderea Împărăției Lui Dumnezeu, El ne dă fondurile necesare, ne dă uh, resursele necesare cu care să -o, o ducem la îndeplinire. Și uh, un alt lucru, împlinirea lui Dumnezeu începe din noi și începe de azi în momentul în care decizi să se facă voia lui Dumnezeu în inima ta, în viața ta, așa cum se face în ceruri, să se facă și pe pământ. Haideți să încheiem cu o rugăciune în acest sens și să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să înțelegem voia lui Dumnezeu, să cunoaștem, să ne ajute să voim să o împlinim, să ne ajute să extindem împărăția lui Dumnezeu, care este locul în care se face voia lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și să încheiem seara aceasta cu rugăciune.